ziua, dragii mei copilași! Sunt sigură că știm cu toții că noi trăim pe planeta Pământ. I se mai spune planeta albastră. Chiar am pus-o aici ca să vedeți, să vă amintesc. De ce îi se spune planeta albastră? Pentru că două treimi din planetă sunt acoperite de apă. În apele planetei Pământ trăiesc foarte multe animăluțe și noi ne vom opri astăzi la testoase. Iată, chiar avem o testoasă în fața noastră. A venit în vizită la biblioteca noastră ca să facă cunoștință cu voi. Și cine doriți să o faceți cunoștință cu testoasa Lucy, veniți la biblioteca Hristo Botev și o să o vedeți, o să o mângâiați, o să vă jucați. Acum o să vă citesc o poveste, Iepurile și broasca țestoasă. Un iepure și o broască țestoase hotărâre să se întreacă la fugă, să vadă care e mai iute ca care. Aleseră distanță de o verstă, iepurile țișni din capul locului înainte, și ajunseseră atât de departe încât o pierdu pe broască din vedere. Atunci se gândi iepurile, păi nu văd, ea merge încet, se mișcă foarte încet, o să mă mai odihnesc un pic, și s-a întins la umbra unui copac. Stând așa întins, i-a venit și somnul și a adormit pe neprins de veste. Dormind așa, broscuța, încet, încet, cum se mișcă ea, o vedeți și în acvariu, a ajuns lângă iepuraș, a tăcut chitic și a pășit mai departe și mai departe și mergea, tot mergea. Și între timp iepurile s-a trezit și privește să vadă, a ajuns broscuța la el sau nu. Și când a văzut că broasca este hât înainte, a ajunsă de acum la finish, iepurile s-a pornit iute, dar în zadar, broscuța a fost prima și a ieșit învingătoare. Deci, nu e cel la învingător care e mai iute sau așa de ea, cel care e mai hărnicuț, gândește și face mai multe mișcări, chiar și de-o fi fiind ele mai lente, sunt mai cu folos. Acum o să vă spun câteva curiozități despre broaștele țestoase. Pe continentul nostru trăiesc mai multe specii de broaște țestoase. Și țestoasele sunt pe fiecare continent al planetei. Carapacea unei broaște țestoase, iată, aceasta este carapacea, este compusă din 60 de oase. Și toate oasele acestea 60 sunt diferite, niciunul nu se aseamănă cu celelalte. Cea mai grea broască țestoasă din lume este broasca țestoasă pelioasă. Această broască țestoasă pelioasă are greutatea de 700 de kilograme și e mai lungă de 3 metri. Cea mai frumoasă broască țestoasă este și așa țestoasă, cea mai frumoasă. Este țestoasa cu stele. Testudo elegant, îi se spune, și ea trăiește în răsăritul Indiei. Mai avem și așa specii de broască țestoasă, broască țestoasă vulturi. Acesta este o specie mare și agresivă și ea de multe ori se atacă și pe oameni. Dacă vreți să mai aflați ceva informații despre țestoase, lecturați cartea Fabule și mai puteți găsi curiozități încă și în cartea Animalele, marea mea carte de întrebări și răspunsuri, priviți-o, care le puteți găsi la biblioteca Hristo Botev. Majoritatea țestoaselor marine migrează
în tot cursul anului. Cea mai bună parte pe apă. Ele înoată foarte bine și se simt foarte bine în apă. Și pe an ele parcurg până la 16.000 de kilometri. La noi în bibliotecă este broasca țestoasă cu urechile roșii. Voi o vedeți? Ea vrea să plece. Iată, o pun aici. Uitați-vă un pic la ea. Examinați. Și dacă doriți, veniți la bibliotecă. Deci, vă mulțumesc. Chiar și Lucy scoate capul, vrea să vă vadă. Vă așteptăm cu drag, împreună cu Lucy, la biblioteca Hristo Botev, pe strada Grigore Vieru, 25.